Așadar, în cutiile poștale au ajuns primele facturi compensate pentru consumul de gaze naturale în luna noiembrie. Chiar și cu ajutor, unii consumatori au spus că cifrele sunt mari pentru ei, iar alții s-au declarat mulțumiți de reducere. Între timp, pe rețelele de socializare au apărut imagini video ale unor internauți care fac haz de necaz pe seama facturilor ce trebuie achitate. Liuba Belea locuiește singură într-un apartament de 55 de metri pătrați amplasat pe strada Mușatinilor din sectorul Buiucani al capitalei. Femeia ne-a spus că a primit o factură de 1600 de lei pentru gazele naturale consumate, dintre care jumătate au fost compensați de stat, fiind inclusă în gradul de vulnerabilitate energetică foarte ridicată. Chiar și așa, femeia care primește o pensie de 2300 de lei spune că din cauza chitanțelor mari pentru resursele energetice nu-i mai rămân bani pentru mâncare. Scump, tare scump. Nu, e făcut prostie asta tare mare. Mulți poate sunt de acord cu toate acestea, dar totuși pentru pensionari e tare scump. Acum 14% la pensionari au adăugat. Ce 14%? Pentru trai, normal, acum am acar 8.000. Mătușa Liuba povestește că a conectat cazanul la minimum și îl folosește doar pentru strictul necesar, însă factura pe care a primit-o, chiar și compensată, este mai mare decât anul trecut. Dar în alți ani, cât a chitat? 400, 300. La mine cel mai jos nivel la gaz. Abia se gălzește. Iar unii locuitori ai capitalei au recunoscut că au economisit la maximum gazul natural ca să nu acumuleze datorii în facturi. Nu am folosit foarte mult gaz și facturile au venit de 600 de lei, dar am avut compensație deoarece eu sunt profesoară și sunt inclusă în primul grad de vulnerabilitate. Ne-au dat 200 de lei compensație și am plătit 400 de lei. Prețurile sunt foarte mari, nu știu ce va fi mai departe, important să avem gaz. Главное хотя бы чтобы был газ. Sigur nu suntem satisfăcuți. Iar mai totdeauna așa. Scump, scump. Pentru noi, pensionari. Noi singuri ne întrebăm. Ce o să fie mai departe? Ați avut ocazia să treceți pe niște bani de fapt? Da, cum de atât, dacă măcar cât de cât steroi să faci economie și acolo și acolo și dincolo, că să rămâie ceva. Dar cum o să o scoatem, nu știu. Alții spun că sunt mulțumiți de mărimea compensației primite. Foarte bine. Ne aranjează prețul. Dacă din 1200, 700 minus. Și am plătit 500 de lei. Noi nu cheltuim mult. Am venit o factură în jur de 1800 de lei, compensație 900, circa. Da. Compensația e destul de ok. Între timp, unii internauți au postat pe rețelele de socializare filmulețe video cu facturile primite. Am primit factura la gaze naturale pentru luna noiembrie și astfel pentru 60 de metri cub de gaze naturale cheltuite urma să achit 1756 de lei, însă minus compensația din partea guvernului voi achita 1020 de lei. Sunt în categoria de vulnerabilitate energetică medie. Amintim că din 1 octombrie curent, consumatorii casnici achită 29 de lei și 27 de bani cu TVA inclus pentru un metru cub de gaze naturale. Autoritățile au anunțat că statul va compensa tariful pentru primii 180 de metri cubi consumați lunar, iar prețul final va fi stabilit în funcție de categoria de vulnerabilitate. Cei cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată vor achita 12 lei per metru cub de gaze, cu vulnerabilitate energetică ridicată 14 lei, cu vulnerabilitate energetică medie 17 lei, iar pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică scăzută 24 de lei. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a anunțat recent că aproape 700.000 de gospodării au fost înregistrate pe platforma compensații.gov.md pentru a primi compensații pentru luna noiembrie la energie electrică, gaze naturale sau energia termică centralizată. Circa 80% din acestea au primit gradul de vulnerabilitate foarte
tarife ridicată. Anterior, șeful Moldova Gaz atenționa că unii consumatori au primit factura cu unele erori, subliniind că au fost identificate cazuri când gradul de vulnerabilitate indicat în nota de plată diferă de statutul stabilit de guvern prin intermediul platformei compensații.gov.md. El a îndemnat totuși oamenii să facă plățile, menționând că erorile identificate vor fi considerate ca plată în avans, iar recalcularea se va reflecta în factura pentru luna decembrie. 60 de metri cubi de gaze naturale.